că dacă nu vom face lucrul ăsta și nu ne vom mișca, vom trăi, o să vedeți, suntem aici, unii în altă parte, peste 4-5 ani, dacă nu vom face, vom primi primele semnale dure la ceea ce n-am reușit să facem. Mulți o să spună, eu am trecut, nu mă interesează cu copiii, alții dintre dumneavoastră care veți ajunge la pensie, o să spuneți, bine că am ieșit la pensie, dar cei care au rămas și era de datoria dumnealor să lupte pentru chestia asta, o să se simtă atunci și zice, n-am făcut mai mult decât trebuia. Asta e datoria mea, să trag acest semnal, să vă rog pe dumneavoastră să vă gândiți foarte bine la acest semnal, să vă gândiți foarte bine și la proiectele europene, pentru că una este să vă depuneți chiar în momentul de față pe programul operațional regional AXA 3, este deschisă linia de finanțare pe ghid solicitant, ce anume, este foarte greu. Dacă există în unitățile școlare de învățământ proiecte licitate, câștigate de constructor, să poată fi depuse mai departe și finanțate pe fonduri europene. M-am gândit implicit, există un proiect european, un proiect de campus la Liceul Tehnologic, însă au limitat cei din fondurile europene la 100.000 acea valoare. Aici avem o adresă de la Inspectoratul Școlar și nu vreau să ne luați nume de rău, dar Inspectoratul Școlar ne spune, vă felicităm vis-a-vis de autoritate publică locală și în același timp vă mulțumim pentru modul în care susține sistemul educațional la nivelul unității administrativ-teritoriale pe care o conduceți și vă asigurăm de sprijinul nostru necondiționat în tot ceea ce reprezintă probleme de interes comun. Iată-te în momentul de față răspunsul și Inspectoratului Școlar că ne susține, dorește mai departe să încercăm să facem lucruri frumoase. Bineînțeles că asta depinde de noi. Tot fiindcă e vorba de descentralizare, ar fi de dorit, cel puțin de mine care am făcut atâția ani umbră pământului prin școli, să se mai taie din atribuțiile acestor inspectorate județene, domnule. Ăștia de cele mai mult știu, din proprie experiență, vă spun că mai mult încurcă lucrurile decât... N-aș vrea să reiau ceea ce spunea domnul primar și nici să o interpretați drept, eu știu, niște laude aduse dumnealui, dar eu am constatat disponibilitatea demonstrată și până acum a autorităților locale, a primăriei, a primarului, față de ceea ce însemnează învățământul băileștean, fie și dacă mă raportez doar la modul cum arată școlile. Și pentru cei care ați citit amintirile mele, ați văzut probabil acolo că am subliniat faptul că școlile arată într-adevăr mult, mult mai bine față de cum era în urmă cu 10 sau, pentru cei mai vârstnici, acum 30 sau 40 de ani. Considerați util acest consorțiu școlar băileștean? Da, acest consorțiu școlar este foarte util pentru că reușește mult mai bine decât a reușit o singură școală să realizeze mobilitatea cadrelor didactice, reușește să strângă la un loc toate problemele comunității noastre, astfel încât cu o forță mult mai mare să mergem să le rezolvăm la inspectorat, la prefectură, la Consiliul Județean sau mai departe la minister. Ca în orice proverb, cu cât suntem mai mulți, mai uniți, cu atât reușim să rezolvăm problemele mai bine și mai ușor. Acest consorțiu școlar a rezolvat pe parcursul existenței celor 3 ani de când a fost înființat foarte mulți profesori din Băilești ca să se titularizeze, ca să-și completeze catedra. De asemenea, a ajutat să coaguleze și să strângă toate problemele unităților școlare, astfel încât să mergem mai departe cu ele spre a le rezolva. Și de asemenea, cred că în acest moment, după această întâlnire, discutând pe strategia educațională 2014-2020, va reuși să rezolve o parte din probleme care probabil vă spun de zeci de ani nu erau rezolvate și pe care noi le avem puse pe o listă acolo și pe care vom încerca să le rezolvăm în această comisie care se va realiza începând de mâine. Ele vor fi centralizate la nivelul primăriei, am înțeles, și după aceea vor fi depuse pentru a se aproba în cadrul unui program european. Ați făcut până acum vreun proiect eligibil?
Până acest moment, unitatea noastră, Liceul Mihai Viteazul, nu a depus și cred că nicio școală nu a depus un proiect din ăsta eligibil și de aceea întâlnirea de astăzi e un început de drum, un început de drum de la care eu, sincer, am foarte multe așteptări. Mă bucur de această întâlnire și mă bucur că educația este pusă pe primul plan, așa cum ar trebui în toată țara. Sunt convins că aveți idee de mult mai multe proiecte. Da, cu siguranță. Noi, cel puțin la Liceul Mihai Viteazu, pot să vă spun dumneavoastră, înaintea întâlnirii pe care am avut-o cu domnul primar și pe care o să o avem și cu reprezentanții desemnați de dânsul, domnii profesor Pirnea și domnul profesor Turcu, ne dorim construirea unui etaj pentru Liceul Mihai Viteazu, dacă este posibil acest lucru, pentru că astfel vom avea mai multe spații de învățământ pentru unitatea noastră. În acest moment nu dispunem de astfel de spații de învățământ. De asemenea, probabil înființarea unei școli post-liceale sanitare și, de asemenea, construirea unei grădinițe pe care unitatea noastră nu o are. Consider că este util să avem în orașul Băilești un consorțiu. El, de fapt, există, funcționează. De exemplu, anul trecut chiar am avut probleme cu cadrele didactice titulare de la noi din școală, pentru că am avut nevoie de ore de completare atunci când am făcut proiectul planului de încadrare. Pot să spun că anul acesta noi stăm foarte bine. Când am fost la ședința de consorțiu, chiar am putut să ajutăm celelalte școli, pentru că începând cu anul 2014-2015, noi funcționăm cu două clase de școală de maestri, electromecanici auto și maestru mecanic agricol. Apoi mai avem o clasă de post-liceal în domeniul mecanic, tehnician, tehnolog mecanic. Și tot din această toamnă funcționăm cu încă două școli de școală profesională, una pe 3 ani de zile, domeniul mecanic, calificarea Strungar, iar cea de-a doua școală profesională cu durata de 2 ani de zile, începând cu clasa 10, domeniul mecanic, specializarea mecanic agricol. O să spun că întâlnirea de astăzi a fost o întâlnire de bun augur. Consider potrivit acest consorțiu, pentru că în anul acesta, când am mers cu încadrarea, majoritatea cadrelor didactice au fost rezolvate la nivel de consorțiu, care de fapt reprezintă un lucru foarte bun, pentru că profesorii care rămâneau fără ore trebuiau să meargă la repartiții la nivelul inspectoratului școlar. Astfel, rămânând locuri libere, ore libere la nivel de consorțiu, fiecare cadru didactic din școlile municipiului Băilești au putut să-și întregească, au putut să-și completeze norma didactică, cei restructurați au putut fi rezolvați la nivel de consorțiu și consider că este foarte binevenit acest consorțiu. Noi mulțumim domnului primar că este alături de noi tot timpul. Ne vom întâlni de acum încolo săptămânal sau de câte ori este nevoie în consorțiu cu toți directorii și vom stabili tot ceea ce trebuie să rezolvăm la nivel de fiecare unitate școlară și sperăm că totul va fi bine și vom avea rezultate bune cu elevii din acest consorțiu. Foarte util ca și cadru didactic. Consider că acest consorțiu asigură o stabilitate a cadrelor didactice, nu numai a celor din oraș, dar și navetiștilor care sunt titulari ai noștri și pot rămâne în continuare în acest consorțiu, elevii beneficiind de continuitatea cadrelor didactice la clasă. În același timp, cred că acest consorțiu realizează o uniune a școlilor și să nu mai existe aceste diferențe în ceea ce privește investițiile, în ceea ce privește rezultatul fiecărei școli în parte. Întâlnirea de astăzi a fost utilă, având efecte constructive pentru continuarea consorțiului școlar. După cum bine știți, la noi era ultimul an în care consorțiul era valabil prin statut, dar acum vom lucra la prelungirea duratei consorțiului, vom elabora planul de acțiune local. Efectele lui sunt pozitive în ceea ce privește și încadrarea personalului didactic. Ne-a ajutat foarte mult la încadrarea, la completarea normelor didactice pentru cadrele noastre titulare, atât din Băilești cât și ceilalți titulari ai școlii.
pentru îndeplinirea pachetelor și proiectelor propuse la nivelul școlii are o acțiune benefică de asemenea, pentru că ne putem sprijini unii pe alții, totul fiind elaborat și prevăzut în proiectele și programele elaborate la nivelul consorțiului. În primul și în primul rând, nu spun că eu aș considera consorțiul școlar util. Este o condiție necesară pentru Băilești să existe acest consorțiu școlar. Și mă gândesc acum la copiii de la școala mea. Copiii de la școala gimnazială numărul 5 nu dispun de o sală proprie de sport. O au, dar este în paragină, este în veche. Datorită acestui consorțiu școlar s-a făcut un proiect de parteneriat cu Liceul Ștefan Anghel și folosim sala lor de sport. O sală modernă, o sală încălzită, unde copiii pot să practice sportul și îl practică la un nivel înalt. Cred că știți foarte bine rezultatele noastre la olimpiadele sportive și se descurcă minunat. În legătură cu proiectele europene, aș avea ceva în plan, aș vrea să realizez mansardarea școlii cu o cantină pentru copii, pentru că intenționăm să desfășurăm și un program after school, școală după școală, și o cantină le-ar fi benefică nu numai copiilor care participă la after school, dar și celorlalți din școală. Și dotare de laboratoare, pentru că la momentul ăsta, din cauza aducerii clasei pregătitoare la școală, noi a trebuit să comasăm informatica, laboratorul de informatică cu laboratorul de fizică și chimie și ne-ar prinde bine încă două spații, trei, ar fi minunate. Definiți-ne conceptul de consorțiu școlar și cu ce scop l-ați creat? În primul rând este instrumentul educațional al celor care lucrează în educație, nu cel al autorității publice locale. Menirea acestui consorțiu, după părerea mea, e pentru a susține într-adevăr unitățile de învățământ. Și tot dumnealor au fost cei care au creat și le-am mulțumit la momentul respectiv acest consorțiu. Eu, ca autoritate, l-am legalizat în sensul că urma, conform legii, prin hotărâre de Consiliu, să putem să înființăm acest lucru. Așa s-a și întâmplat. I-am sprijinit, îi sprijinim și îi felicit și trebuie să meargă mai departe cu acest instrument educațional care îi sprijină în momentul de față foarte mult. Deci cred că în momentul acesta s-a înțeles foarte bine că este nevoie să depunem cât mai multe proiecte care să ajute învățământul, autoritatea publică în conceptul acesta de strategie educațională, unde va veni și îl va include în strategia de dezvoltare a Băileștiului pentru a-i da putere, va ține cont foarte mult de ceea ce unitățile de învățământ solicită și nevoile sunt acelea reale pe care dumnealor le transmit și cred că într-adevăr este benefic pe viitor ca fiecare unitate școlară să poată să rămână stabilă în sensul de număr de cadre didactice, de număr de copii și să reușim într-adevăr ca la Băilești să avem, eu zic, un echilibru între dotare, capacitate, număr de copii și nu în ultimul rând să fim într-adevăr printre acele școli, acele licee care au într-adevăr un prestigiu de-a lungul timpului în învățământ. La câte proiecte eligibile credeți, vă așteptați în continuare? Păi eu mă aștept de la fiecare unitate de învățământ, cel puțin în cele trei zone, vorbim de infrastructura clădirilor, vorbim de partea aceasta a dotărilor și vorbim de partea aceasta profesională, cel puțin două, trei proiecte de fiecare unitate școlară în domeniile cele menționate mai devreme de mine. V-ați gândit la un proiect? Da, eu m-am gândit la un proiect comun, la un proiect comun pentru toate unitățile școlare și cu noi. În primul rând, știm cu toții că ne lipsește partea aceasta de infrastructură, transportul, pentru a putea, într-adevăr, să facem față, eu știu, mobilității, că tot vorbim de mobilitate și vorbim de o societate și o comunitate dinamică în următorii ani, pentru că asta este, vedem cu toții, că ne mișcăm, eu știu, de la o țară la alta, vorbim de cetățeni care doresc să lucreze în altă parte, de cetățeni care
doresc să-și caute un loc de muncă mai bun. Deci și noi trebuie să creăm la Băilești acest instrument prin care putem să atragem la Băilești nu numai în mediul educațional, cât și în mediul medical, unde avem nevoie de specialiști, cât mai multe cadre specializate în sănătate, cât mai mulți elevi în școlile noastre din localitate, și lucrul acesta cred că se va întâmpla, pentru că trebuie să facem, eu știu, un front comun și să ne sprijinim în a putea realiza acest proiect.